Crăciun fericit și un an nou plin de bucurii, pace și milostivire. Vă urez din toată inima a tuturor membrilor de la misiunea Ruach din România și din toată lumea. Și în acest timp sfânt vă doresc ca Duhul Sfânt să vină în inimile dumneavoastră, să facă ca Isus să fie prezent în sufletul dumneavoastră și să-l facă prezent în fiecare zi din viețile dumneavoastră. Vă urez ca prezența lui Dumnezeu, a Sfintei Fecioare Maria, să fie o prezență de pace, de bucurie pentru voi și pentru toți cei dragi. Și această binecuvântare o extind către toate persoanele care sunt bolnave și care au nevoie de ajutor sufletesc și trupesc și care sunt singure, abandonate. Vino, Duhule Preasfânt, și coboară pe pământa ta luminoasă rază. Fă ca prezența ta în sufletele noastre să-L aducă pe Iisus și să ne aducă pace cu Iisus și să ne aducă bucurie și milostivire. Fă ca această binecuvântare să ajungă în sufletele tuturor persoanelor care sunt singure, tuturor celor care sunt abandonați, celor care au nevoie de ajutor, celor care se simt triști sau care sunt bolnavi, care sunt în închisori și care sunt într-o situație dificilă. Și binecuvântarea asupra tuturor familiilor, copiilor și a tinerilor să coboare asupra tuturor celor care sărbătoresc în acest moment Sfântul Crăciun și bucuria noului an să ne aducă milostivire și pace în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.